Bună găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Ciorbaru și dacă aseară constanțenii și nu numai români din mai multe orașe au ieșit și au protestat împotriva modificărilor, în principal împotriva modificărilor legilor ce vizează justiția, dar și în ceea ce privește măsurile fiscale pe care actualul guvern vrea să le ia. Printre protestatari, probabil cu toții ați observat că erau și copii mai tineri, cu părinții sau singuri, dar trebuie să spunem că ai noștri copii, tânăra generație, nu doar protestează, ea și acționează. Și acționează, a început de câțiva timp, să acționeze foarte diplomatic, inclusiv apelând la justiție, dacă este cazul. Vom discuta în această seară, în acest context, despre problemele, propunerile, dar și acțiunile pe care le întreprinde Asociația Elevilor din Constanța. Alături de mine în platou, fiind chiar președintele acestei asociații, Alexandru Manda, care îi spun bună seara și mersi pentru că, așa cum ai scris și pe Facebook, totdeauna a răspuns pozitiv invitației mele. Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație și de fiecare dată voi răspunde pozitiv invitației dumneavoastră. Alex, începem ca de fiecare dată, i-am obișnuit, cred că pe telespectatorii noștri, cu problemele cu care se confruntă elevii, pentru a vedea că voi nu stați pasivi la ceea ce se întâmplă, în primul și în primul rând, cu ceea ce înseamnă și ce definește sistemul educațional. Până la urmă, da, pentru că în acest sistem de educație noi suntem și beneficiari, dar pe lângă beneficiari, eu cel puțin și colegii mei din asociație, suntem și reprezentanții ai beneficiarilor, deci îndeplinim două roluri. Pe lângă cel de elevi, de partea sistemului prin prisma calității pe care o avem în actul de educație, suntem și reprezentanți ai celor 100.000 de elevi din județul Constanța, precum și prin acțiunile pe care le-am întreprins, putem spune că am îmbunătățit viața celor actualmente 2,5 milioane de elevi din România. Da, voi ați început în urmă cu aproximativ cu 4 ani. 4 ani și jumătate, este doar 5 ani de activitate acolo. Așa. La început a fost mult mai greu, pentru că problemele erau mult mai mari, însă am constatat de-a lungul anilor, pentru că noi ne-am tot continuat dialogul, așa, că multe din aceste probleme s-au rezolvat parțial. Dacă îmi permiteți un pic, aș mai adăuga ceva. La început era mai greu, dar vă zic și de ce era mai greu. Era mai greu și din prisma mentalității. Pot spune că un lucru pe care eu sunt mândru, atât ca fondator, cât și ca președinte în mandat al acestei asociații, că aceasta l-a făcut, este faptul că a început să realizeze o schimbare de mentalitate. Adică a început să facă acel mind change de care are nevoie societatea românească. La începuturile activității noastre, toată lumea spunea că elevii nu pot face nimic, elevii nu pot reprezenta schimbarea pentru că sunt elevi, adică sunt sub vârsta majoratului, nu au capacitatea de a discerne și nu pot niște elevi să vină cu chestii concrete prin care să schimbe în bine sistemul de educație. Și prin realizările noastre, cele 9 realizări majore pe care le-am avut în mai puțin de 5 ani de activitate, eu zic că am reușit să dovedim un lucru foarte important, și anume faptul că elevii pot fi un vector al schimbării și elevii, ca beneficiari ai sistemului de educație, pot reprezenta o bună parte din ceea ce sistemul de educație are nevoie pentru schimbare și pot fi aceia care aduc schimbarea în învățământul românesc, schimbarea de care avem nevoie, pentru că până la urmă noi fiind la firul ierbii, automat știm cel mai bine cu ce ne confruntăm, pentru că suntem acolo zilnic, suntem 5 zile pe săptămână, 5-6 ore pe zi, 7 ore pe zi, plus învățatul de acasă, deja e program de program de lucru. Corect, mai mult decât. Aveți și o resuplimentare. O resuplimentare, neplătite. Totuși, asta presupune să aveți oameni care să dorească să se implice și oameni care să știe să acționeze. Mă bucur mult că mi-ați ridicat mingea la filo, ca să zic așa. Noi când am început această activitate de reprezentare a elevilor, pot spune că, fără să laud activitatea mea sau asociației, că am făcut pionierat. Suntem, de fapt, prima asociație independentă a elevilor din România, înființată cu personalitate juridică. Din fericire, nu mai suntem singura. Deci avem colegi din țară care ne-au urmat exemplul de bună practică și au apărut asociații în țară, la Călăraș, la Bacău, la Maramureș, și se înființează și în alte județe din țară, mai există și Uniunea Liceilor Maghiari. Deci mișcarea independentă de reprezentare a elevilor din România capătă proporții masive. Dar ca să mă întorc la subiectul pe care l-ați abordat dumneavoastră, atunci când am început activitatea asociației în iunie 2013, am început 5 membri fondatori. Nu am avut lângă noi curând de momentul înființării persoane care să ni se alăture și care să creadă în demersul asociației, deoarece părea un lucru destul de SF. Părea un lucru destul de nereal faptul că niște elevi pot veni cu
propuneri pertinente, propuneri și mai ales și obține soluții, rezultate. Soluții concrete. Aici era problema. Cred că nici dumneavoastră poate nu credeați la început în acest demers. Nici părinții noștri nu credeau la început în acest demers, adică să clarificăm acest lucru. După primele victorii, cel puțin după victoria prin care am obținut pentru toți elevii din municipiul Constanța reducerea la transportul local în comun 50%, învingând sistemul practic și făcând pe primarul Radu Mazăre să respecte legea după 15 ani care a refuzat să facă acest lucru. Acest fapt, faptul că niște elevi au făcut acest lucru, a reprezentat acel punct de cotitură, ca să spun așa, acel punct pe curba lui Gauss, în care am început un trend ascendent din prisma implicării și altor elevi. Asta probabil că a dat încredere și altor corești să vi se alăture. Da, dacă am început cu 5 membri, acum Asociația Elevilor din Constanța are peste 150 de membri din aproape 30 de licee din județul Constanța. Da, asta spune multe. Bun, de-a lungul timpului noi am tot informat telespectatorii Litoral TV, pe lângă faptul că ați obținut la Constanța acea reducere a transportului în comun pentru elevi, faptul că ați reușit să tot la Constanța să convingeți administrația locală să respecte practic legea în vigoare privind acordarea burselor, da, pentru elevi. Și nu în ultimul rând, tot Asociația Elevilor de la Constanța, trebuie să reamintim celor care ne urmăresc, este cea care a reușit pentru toți elevii din clasele 11 și a 12 să primească manuale gratuite. Da. Pentru că tot se spunea că învățământul este gratuit. Da, și încă se spune. Și încă se chiar spune. Dacă... Și dacă tot am ajuns la capitolul acesta financiar, hai să începem cu problemele elevilor tot din acest punct financiar. Bun. Eu chiar am scris un articol de curând, i-am dat un titlu simbolic. Cât costă învățământul gratuit în România? Aceasta a fost și o întrebare pe care aștept să calculăm împreună. Aceasta a fost și o întrebare pe care am pus-o la o conferință de Ziua Mondială a Educației, unde am fost unul dintre speakeri, am pus-o ministrul Educației. Și ce a spus domnul Liviu? Nu, a fost o întrebare retorică. A, nu, trebuia să aștept și un răspuns, deși nu. Probabil căuta un manual electric ca să poată chiar să am spus, calculeze. Chiar am spus că este o întrebare pe care o adresez în mod retoric invitatelor de la prezidiu. Era domnul ministru al Educației și cu alte persoane cu putere de decizie în sistemul de educație din România. Din păcate, învățământul gratuit nu este foarte gratuit pentru că încă există acel flagel, îl numesc eu, al fondului școlii, o practică pe care, dacă ne uităm un pic, această practică are rădăcina încă din sistemul de învățământ comunist. Da. Deci încă de pe vremuri, nu trebuie să omitem acest lucru și că și telespectatorii care au o anumită vârstă își aduc aminte, cu nostalgie sau nu, de faptul că și ei, ca și copiii lor în prezent, erau nevoiți să meargă la școală cu bani de acasă pentru a asigura acele cheltuieli minime de funcționare ale unității de învățământ. Și se întâmplă acest lucru și în prezent. Și dumneavoastră, cu siguranță, ca părinte și telespectatorii noștri. Și numai că acum se face legal, nu cred că sunt acele asociații ale părinților. Da, care... dar nu aș vrea un pic să ne uităm la efect, la numai că se strâng bani. Ok, se strâng, dar de ce se strâng? De ce în România este cazul ca o școală, atunci când observă că nu mai are bani de funcționare, să apeleze la părinți și la elevi, la elevi și părinți, în loc să apeleze la primărie, în loc să ceară o suplimentare de buget de la primar? De ce unui director este mult mai lejer să ceară bani de la asociația de părinți decât să ceară bani de la administrația publică locală. Și ca să mergem un pic și mai în profunzime, de ce se ajunge să nu ajungă banii, de ce se ajunge să nu ajungă banii pentru funcționarea unității de învățământ? Până la urmă, nu știu cât se cunoaște acest lucru, dar în România avem finanțarea de la minister, ca să spun așa, mai colovial, pe două tipuri. Este împărțită în două, se spartă în două. Este finanțarea de bază, se numește, pe două categorii, finanțarea de bază pe salarii și cea pe cheltuieli materiale cu bunuri și servicii, evaluare și formare continuă a profesorilor. Deci salarii și restul. Avem salariile în care nu ne băgăm, sunt banii pe care ministerul îi dă la școli pentru salariile profesorilor, deci nu avem treabă cu această parte și mergem acum un pic să ne uităm asupra celei de-a doua categorii, căprării, cheltuielile materiale cu bunuri și servicii. Ministerul propune guvernului, care aprobă anual, la începutul anului, în ianuarie, o hotărâre de guvern prin care se stabilește un așa zis cost standard per elev, adică pe românește cât oferă statul pentru o școală pe fiecare elev. În România finanțarea este per capita, per cap de persoană. În funcție de numărul de elevi, o școală primește bani. Pentru cheltuieli de funcționare cu bunuri și servicii, o școală primește între 350 și 450 de lei pe an, pentru fiecare elev. Diferența între aceste sume se face în funcție de 6 zone de temperatură.
Constanța este în prima zonă de temperatură, zona de temperatură 1, ceea ce înseamnă că un elev din Constanța valorează pentru statul român 350 de lei pe an. Acești bani îi primește o școală din acești bani trebuie să asigure cheltuielile cu utilitățile, încălzire, curent electric, apă, cheltuielile cu mobilier. Cumpărarea de mobilier deja este un lux, să schimbăm mobilierul în clase. De ce le schimbă părinții pe exact, banii lor. Exact, de aceea, acesta nu, este motivul. Nu, asta e pe lângă faptul că dau acel fond. Păi tocmai, dar de ce? Pentru că școală, din banii din care ar trebui să se acopere și schimbarea mobilierului, cumpărarea de materiale de igienă sanitară, cumpărarea de materiale pentru laboratoarele școlii, o renovare minimă, o zugrăveală, ca să zic așa, cumpărarea de materiale consumabile, de marcare, de bureți. Deci ce este nevoie pentru actul de predare? Lucruri minime, să ne înțelegem. Nu mai zic, poate de o licență software, calculatoare deja pentru un laborator de informatică. Sunt mofturi, da. Dar de ce sunt mofturi? Pentru că din acești bani, 350 de lei pe elev pe an, despre ce vorbim, anumite școli abia au bani să-și plătească utilitățile. Utilitățile, da. Deci abia ajung unele școli care sunt pe radet, pe încălzire, pe centrala termică, să plătească căldura pe timp de iarnă. Deci asta ar fi unul din aspectele pe care ai noștri guvernanți ar trebui să-l aibă în vedere, să majoreze, practic. Acest cost standard pe elev. Exact. Pentru că de aceea există și fondul școlii. Pentru că dacă ar fi în mod corespunzător finanțat un elev, dacă în mod corespunzător o școală ar primi bani pentru numărul de elevi pe care îi are, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, s-ar face și o diferențiere, că nici acest lucru nu avem. Noi nu avem coeficiente diferențiere în funcție de specializare și profil. Despre ce vorbim? Un elev de la în care avem un elev de la arte, un elev de la profilul de artă, de la profilul sportiv, de la profilul tehnologic, primește la fel de puțin bani, nu la fel de mulți bani, la fel de puțin bani ca un elev de la uman, ca un elev de la real, în condițiile în care și la uman și real sunt nevoi. Și ar trebui să fie mai mulți bani pentru a cumpăra, de exemplu, nu știu, atlase, pentru a cumpăra materiale de studiu. Deci și acolo este nevoie de bani, dar la arte și la profilul sportiv, la profilul tehnologic, despre ce vorbim? Sunt multe alte nevoi, da. Față de filiera teoretică. Un elev de la arte pune în educația sa bani de acasă, zeci de milioane, și nu exagerez, pentru că își cumpără materiale de care are nevoie pentru a desena. Cei de la arhitectură, nu mai zic, cei de la sportiv au nevoie de o alimentație corespunzătoare, un număr de calorii, echipament sportiv, materiale sportive, mingi, etc. Cei de la tehnologic, deci am colegi în asociația de la profilul tehnologic și chiar și elevi care îmi trimit mesaje și îmi spun acest lucru, primesc în medie undeva la 5 mesaje sau apeluri telefonice pe zi. Numărul meu de telefon este public pe pagina asociației și orice elev sau părinte nemulțumit mă sună. Am primit recent un telefon chiar de la o mămică din București și nu este singurul apel telefonic pe care îl primesc de la oameni din afara Constanței. Am înțeles. Și mi se plâng elevii de la tehnologic, îmi spun că ajung să meargă la școală inclusiv cu circuite electrice, cu prize. Pentru că nu au unitățile unde învață. Deci merg cu prize de acasă și cu materialele de acasă pentru a face un circuit electric. E perfect, dar învățământul în România este gratuit. Este gratuit, da. Garantat și gratuit, am înțeles. Alt aspect pe care voi l-ați rezolvat a fost cel legat de burse. Însă, încă sunt foarte mulți primari la nivelul județului Constanța care nu vor să țină cont de această prevedere legală. Sunt foarte mulți, dar nu mai sunt atât de mulți. Da, am încercat să... Cum am început prima oară și prima oară în 2015, am început cu 4 localități, 4 din 70, care acordau burse. Constanța nu era printre ele, un municipiu în care învață aproape jumătate din elevii din județul Constanța. În Constanța avem 90.000 de elevi, dintre care 40.000 în municipiul Constanța. Deci grosul elevilor, 40% sunt în municipiul Constanța. În Constanța avem 11.000 de beneficiari de bursă, 11.000 pe lună. Bun, deci aveam 4 localități din 70 care acordau burse. 66 nu acordau burse. În 2016, situația stătea în felul următor. 7 din 70, pentru că nici noi ne-am ocupat de acest demers. În 2016, când am început o campanie în acest sens și am început să derulăm acțiuni pe tema burselor în județul Constanța, în localitățile din afara municipiului Constanța, dacă 2015 a fost pentru municipiu, 2016 a venit rândul județului. Da. Și în 2016, în urma demersurilor noastre, în prezent, acordă burse și anunță în premieră acest lucru, este o cifră anunțată pe care o anunț în premieră la emisiunea noastră, 37 de localități din 70. De la 7 am ajuns la 37. Într-un an de zile, 30 au început să acorde burse. Deci mai avem doar 33 de localități care nu acordă burse și va veni și rândul lor. Acum vom finaliza indexul accesului la educație,
pentru anul școlar trecut, un index prin care analizăm practic în mod holistic gradul și modul în care localitățile din județul Constanța, administrațiile publice locale, respectă și asigură accesul liber la educația ale elevilor, vom publica acest studiu, apoi vom merge cu el foarte frumos la prefect, la domnul inspector general, și vom cere sprijin din partea deconcentratelor, din partea ISJ, sprijin din partea reprezentantului guvernului în teritoriu, din partea prefectului, cum am avut și în prezent pentru cele 30 de localități, vom cere sprijin astfel încât și celelalte 33 să acorde burse. Am cerut prefectului și vom cere în continuare să atace în instanță bugetele acelor primării care nu acordă bani de burse. Asta a fost un demers făcut cu fostul prefect. Cu actualul ați apucat să luați legătura? Am apucat să luăm legătura, am avut o întâlnire productivă în vară în care ne-a asigurat de continuarea demersurilor. Nici fostul prefect nu a atacat în instanță bugetele cum am cerut noi, doar că a trimis o adresă la primării și a cerut în întâlnirile cu primarii ca primarii să-și prindă în buget bani. Și pe ureche a intrat și pe amândouă le-a ieșit. 30 de primari au început să acorde burse. În condițiile în care și noi am trimis adrese la toți primarii care nu acordă burse, adrese fiecăruia în parte. Am ați avut, primit și răspunsuri? Bineînțeles, am avut întâlniri cu primarii. Am mers la firul ierbii, am vorbit cu primarii. Unii au înțeles de bunăvoie, alții nu au înțeles. Vom derula din nou discuții, vom avea din nou discuții cu aceștia. Vom cere actualului prefect ca în iarna lui 2018 să-și exercite atribuția constituțională pe care o are de garant al respectării legii în județul Constanța, atribuția de tutelă administrativă pe care acesta o are tot prin Constituție, și să atace în instanță, să-și folosească tutela administrativă pentru a ataca în instanță toate bugetele de primării care nu au prins bani de burse, obligație legală a autorităților locale prin legea educației, articolul 105, alineatul 2, litera F, parcă. Sunt curioasă dacă va face în urmă prefect acest demers. Dacă, sper să-l am și eu într-o emisiune, am tot încercat, dar n-am dacă reușit. Prefectul Constanței, dacă prefectul Constanței va refuza și nu își va exercita puterea administrativă și nu va ataca în instanță acele bugete care nu prin bani de bursă, obligație legală a primăriilor, atunci anunț și public, dar am anunțat chestia asta și primarii, dar anunț și public, dacă se uită la emisiune un primar care nu acordă burse, faptul că Asociația Elevilor din Constanța, în iarna anului viitor, acele primării care până luna martie, să spunem, nu vor avea în buget bani de burse și nu vor acorda burse pentru elevii din județul Constanța, vor primi pe adresa primăriei o citație de la Tribunalul Constanța în care vor fi chemate în instanță de către Asociația Elevilor din Constanța într-un proces colectiv în care vom acționa în instanță toate acele primării care nu vor acorda burse școlare. Deci toate primăriile, că vor fi 33, vor fi 30, vor fi 25, vor fi acționate într-un proces colectiv. Deci să nu se culce pe ureche că nu lăsați subiectul. Cu siguranță, parte. Cine nu acordă burse de bunăvoie pe bugetul de anul viitor, că acum, automat, suntem și noi, oameni raționali, cerem până la finalul lui decembrie acest lucru. Practic, acum deja au început să se lucreze la proiectele pentru anul viitor. Dacă nu mă înșel, chiar și în Parlament, teoretic, bugetul pentru anul 2018 ar fi trebuit deja să fie adoptat. Dacă este un proiect fiscal, nici măcar nu există un program. Dar să nu uităm faptul că am început anul 2000. Proiect de bugetare. Am început anul 2017 cu un buget care a fost aprobat în luna februarie. Da. Bugetul local în Constanța a fost aprobat la finalul martie. Acum nu o să mai fie situația aceasta, dar oricum ar trebui să țină cont de acest aspect și să deci, primarii care nu acordă burse, ca să recapitulez să fie foarte clar, vor fi acționați în instanță. Punct. Bun, un alt aspect, dacă la Constanța ați reușit să obțineți acea reducere la transportul în comun cu 50% pentru elevi și studenți, problema există pentru cei care fac naveta. Da. Acum vreau să clarific un pic, să nu mi-arog meritele pe care nu le avem. Pentru studenți este meritul Asociației Studenților din Constanța. Da, eu le-am pus, da. M-am gândit în per total. Studenții au primit cu un an întârziere. Da, voi ați fost mai fericiți. Ce faceți cu cei care trebuie să au un control pentru a-și continua studiile, sunt nevoiți să apelez la transportul în interiorul județului. Da, aici vreau un pic să împart discuția în două. Vă rog. De asemenea, am observat la o analiză mai atentă a legii educației faptul că un articol drag 984 aliniatul 1 spune foarte clar acolo că elevii au reducere inclusiv pe lângă transportul local în comun, transportul feroviar și de asta ne-am ocupat, transportul naval, transportul subteran, metrou, pentru cine este cazul, inclusiv scrie și de transportul intern auto. Transportul intern auto care înseamnă intrajudețean în interiorul județului și interjudețean între județe. Transportul intrajudețean are licențele de transport la Consiliul Județean. Deci Consiliul Județean îi se incubă
obligația de a asigura pentru transportatori subvenție, deci pentru elevi reducere, iar Ministerului Transporturilor, care are licențele de transport interjudețean, lui se incubă obligația de a asigura partea de transport interjudețean. Am luat-o pe căprării, am luat-o pe categorii, mai din ne ocupăm de partea intrajudețeană. Și asta anume, presupune discuții cu conducerea Consiliului Județean Constanța. Am pregătit un proiect de hotărâre de Consiliul Județean, l-am înaintat către Consiliul Județean. Când? Și am cerut în luna august, la finalul lunii august. Și am cerut să se aprobe. Deja suntem în octombrie, în noiembrie, a avut loc ședința ordinară pe luna octombrie, acum câteva zile. A fost amânat proiectul și vom cere ca până la finalul lunii noiembrie să intre pe ordinea de zi, astfel încât să fie aprobat. După ce vom rezolva la nivel local. Cui ați înmânat ați înaintat acest proiect? A fost înregistrat la Consiliul Județean. Așa. A fost trimis și președintele Consiliului Județean. Am avut discuții inclusiv cu președintele Consiliului Județean telefonice și cu administratorul public al județului, cu reprezentanții părții juridice. Doamna Mirela Matichescu. Da, așa. Cu reprezentanții părții juridice a Consiliului Județean, cu direcția juridică. Ni s-a comunicat faptul că proiectul este pe circuit în Consiliul Județean, că primește avizele din august, fundamentarea bugetară. Mamă, dar ce traseu, ce circuit lung are. Se fundamentează într-un mod foarte temeinic. Formula, da. Da. Iar pentru transportul interjudețean, inclusiv pe Constanța București. Eu de obicei la București merg cu trenul, că normal este redus. Când nu prind ultimul tren spre Constanța, sunt nevoit să iau autocarul. Sau dacă am autocar la o oră mai favorabilă, iau autocarul. Autocarul nu are aceeași reducere pe care ar trebui să o aibă. Uneori nici n-au. Anumite firme acordă reducere, anumite firme nu acordă reducere. Ceea ce înseamnă că nu este o practică unitară, deci că MT-ul, Ministerul Transporturilor, nu își respectă obligația legală să asigure reducere pentru toți elevii pe transportul interjudețean. Vom profita de faptul că Ministrul Transporturilor este din Constanța, îi vom face și o adresă dumnealui și vom cere foarte frumos și elegant respectarea legii și în această materie. Da. De asemenea, elevii navetiști, așa, conform legii, au în prezent dreptul la decontarea transportului de către Ministerul Educației. Doar că, ce s-a întâmplat? Anul trecut, în toamna lui 2016, guvernul tehnocrat a aprobat o ordonanță de urgență prin care a decis decontarea integrală a navetei, deci abrogarea ordonanței date de guvernul Ponta, prin care se deconta pe o formulă, prin care se deconta aproape doar un sfert. Deci guvernul tehnocrat a spus decontăm integral, doar că, și după doar și că vine partea interesantă, în limita unor plafoane impuse transportatorilor. Deci decontăm integral, doar că transportatorii nu au voie să ceară pe abonament mai mult decât spunem noi printr-o hotărâre de guvern. Acest lucru, nu poți să impui unui privat? Acest lucru este un pic mai mult neconstituțional. Nu a fost sesizat de către nimeni Curtea Constituțională, nici președintele nu a ridicat excepție la promulgarea legii de aprobare. Bun. Și în prezent, transportatorii nu respectă aceste prețuri maximale. Și ce se întâmplă? Elevul nu este decontat. Pentru că costul abonamentului este mai mare decât impune transportatorul. Doar că, de fapt, nu că nu este decontat o parte, nu e decontat deloc. Deloc. Și este o problemă foarte gravă. În acest sens, noi vom derula demersuri, vom face toate diligențele, astfel încât să avem o descentralizare a mecanismului. Am propus acest lucru și guvernului tehnocrat anul trecut, a fost un proiect chiar scris de noi, de ordonanță de urgență. Am făcut cu mâna noastră, chiar eu am scris o ordonanță de urgență, o notă de fundamentare, prin care am cerut următorul lucru, un mecanism foarte simplu. Consiliul Județean să subvenționeze cu 50%, obligație pe care, am vorbit puțin mai devreme, o și are, da. Deci oricum este obligat să facă acest lucru, elevul își cumpără abonamentul deja redus cu 50% pentru că Consiliul Județean acordă această subvenție transportatorului. Iar diferența o suportă ministerul. Bineînțeles. Și atunci nu mai sunt nici costurile foarte mari. Și totul este fair, adică fiecare parte își respectă obligația pe care îi incubă legea. Da, rămâne de văzut când și cum se va rezolva și este acest aspect. Este pentru mine o dorință de rezolvare a problemei până îmi închei eu mandatul. Deci această problemă a navetei ea persistă de la înființarea asociației din 2013. Vreau să fiu liniștit că atunci când mă închei eu mandatul pot să zic că am făcut ceva pentru că elevii navetiști din România să nu mai fie în situația de a nu avea bani să-și continue studiile. Sunt elevi și mă doare sufletul pe mine ca elev mai mult, deci ca persoane de vârsta mea, nu spun acum din perspectiva reprezentantului elevilor, din perspectiva de elev, persoane de vârsta mea să-mi dea mesaj pe Facebook sau pe telefon
să-mi spună că efectiv nu au bani să-și continue studiile. Deci, în acel moment, practic te simți, nu pot să descriu în cuvinte. Da. Care este sentimentul pe care îl resimți când o persoană de vârsta ta spune că nu își poate continua studiile pentru că nu are bani să meargă la școală, pentru că nu îi se decontează naveta și știi că prin ceea ce faci, statul tot nu conștientizează importanța decontării integrale a navetei și importanța asigurării pentru toți elevii din România. Statul se pare că nu conștientizează nici importanța educației în sine, despre ce vorbim. Faptul că între 2013 și 2015, pe date pe care le am de la Ministerul Educației, 35.000 de elevi au părăsit sistemul de învățământ. Au abandonat sistemul de educație. 35.000 de elevi navetiști, doar navetiști, 35.000 au abandonat școala în 2 ani de zile, 2013-2015. Pentru că nu mai aveau bani să meargă la cursuri. Da, probabil că ministrul educației e preocupat cu alte, cum cu manualele care, electrice de care vorbea în România, lume, decât acum de aspectele acestea. În România acum aveam aproximativ 1 din 5 elevi, 1 din 5 tineri, de fapt, că la asta se referă indicatorul european, 1 din 5 tineri între 18 și 24 de ani, deci între 18 și 24 de ani, 1 din 5 tineri, care nu au mai mult de 8 clase. Viitor de aur, țara noastră are, din păcate. Un alt aspect care, despre care discutam, dacă nu mă înșel, undeva pe la, prin august, cred că nu greșesc, viza asigurarea pazei unităților de învățământ. În august anul trecut și august anul ăsta. Vorbesc de august anul ăsta. Cum stau lucrurile? Ați încercat să discutați cu edilul șef din municipiul Constanța și nu numai, că problema asta e valabilă pentru întreg județul. La nivelul județului, să spunem că este jumătate. Cam 35 de primării asigură pază, 35 nu prea asigură. Adică nu asigură. Așa. Acum mă raportez la municipiul Constanța pentru că, cum am spus, aici aveam jumătate dintre beneficiari, dintre elevii din Constanța, din județ. Foarte pe scurt, cadrul legal. Autoritatea locală, administrația publică locală este obligată să aibă un buget, bani și pentru pază, conform legii educației, articolul 105, alineatul 2, litera I. Ok. Oricum, școala se află în subordine, din punct de vedere bugetar, din punct de vedere financiar, al autorităților publice locale. Deci, ordonatorul principal de credite pe bugetul școlii este primarul UAT, primarul Unității Administrative Teritoriale. Ordonatorul TSIR de credite, pentru că secundar nu există în cazul acesta, este directorul. Deci, oricum, obligația incubă către UAT, către primărie, de asigurare a pazei, a securității și siguranței elevilor, profesorilor, dar chiar și a patrimoniului, pentru că patrimoniul aparține primăriei. Perfect, adevărat. Patrimoniul aparține localității, UAT-ului, Unității Administrative Teritoriale. Care a fost atitudinea municipalității? Pur și simplu ni s-a spus la nivelul municipiului Constanța că nu există bani. Noi vom continua acest demers și avem și niște cifre concrete. Deci nu am venit doar cu o cerere în vânt. Iau un exemplu din sectorul 2. Sectorul 2 pentru care are un număr asemănător de școli și de elevi cu municipiul Constanța. I-a costat să asigure paza, nu prin poliție locală, ci prin firme specializate, prin achiziție publică de serviciu de pază, 2 milioane de euro pentru un an întreg. Pentru toate școlile, pentru toate unitățile de învățământ, grădinițe, școli, licee, din sectorul 2. Deci se poate. Deci aproximativ atât ar costa și în municipiul Constanța. Poate mai puțin, poate mai mult. Diferențele poate sunt de prețuri dintre Constanța și București. Eu zic că mai puțin. Da, dacă în București costă 2 milioane de euro fiind București, la noi poate mai puțin. În primul și în primul rând, pentru asta nu ne trebuie nici măcar un HCL, pentru că este obligația primăriei. Primăria trebuie să prindă bani în buget pentru chestia asta. Ne vom cere primarului să fie bani în buget obligatoriu în 2018. Obligatoriu. Să facă un studiu de fezabilitate, să comandă acest lucru, să vadă care este costul. Foarte frumos face achiziție publică. Poate face acesta, ca să aibă acești bani prinși și ca să știe exact despre ce sume vorbim, ar trebui deja acest studiu să fie făcut de pe acum. Pur și simplu, pune bani, i-am dat un exemplu cât costă în București, să spunem că pune în buget 10 milioane de lei. Că oricum, dacă are nevoie de mai puțin sau de mai mulți bani, oricum în fiecare lună în Constanța face rectificare bugetară și se mută bani într-o parte în alta. Chiar invit orice constanțean să se uite și orice cetățean, de fapt, năvodărean, megidian, să se uite în fiecare lună cum primăria pune bani într-o parte în alta în buget. De exemplu, anul, luna aceasta, din bugetul educației pe Constanța s-au tăiat 2 milioane de lei. Minunat. Hai să vreau să-mi curioasă acum, având în vedere problemele pe care voi vă confruntați și pe care încercați să le rezolvați, aici aveți nevoie de sprijin. Și aveți nevoie de sprijin atât din partea Inspectoratului
școlar județean Constanța, cât și, de ce nu, din partea Ministerului. Pentru că multe aspecte ar trebui direct acolo tranșate. Cum decurge colaborarea, relația cu cele două instituții menționate? La nivelul ISJ-ului, sincer, pot să vă spun că am întâlnit, deși o să vi se pară ciudat pentru Asociația Elevilor din Constanța, avem o relație bună în prezent. În sfârșit. Eu de când sunt președinte... După atâția ani de zile, în sfârșit te aud că spui că ai o relație bună cu inspectoratul. Da. Asta e o noutate. De când e fondată asociația noastră, am schimbat 3 inspectori generali. Suntem al 3-lea inspector general. Este primul inspector general, domnul Petrică Miu, cu care putem avea un dialog. Efectiv, să avem un dialog. Până acum noi nu aveam un dialog. Aveam dialog la Ministerul Educației, participam la grupuri de lucru la nivelul Ministerului, la nivelul președinției, la nivelul Parlamentului, la întâlniri cu primul ministru, cu prim-ministrul României, dar nu aveam ușa deschisă la Inspectoratul Școlar Județean. Deci asta ați reușit să deblocați ușa. Efectiv, era normal. Una din puținele măsuri pe care eu o apreciez la ministrul Liviu Pop este demiterea doamnei Gabriela Bucovală. Sincer. Da. Am înțeles. Bun, ce ați reușit să discutați și ce... În primul și în primul rând am normalizat această situație. Ce ați reușit să-l cooptați pe inspector să vă susțină? Un proiect pe care AEGEL va desfășura acum școlile din Constanța și în care vom avem, de fapt, sprijinul ISJ Constanța, suportul acestuia, aș putea spune, este campania Elevi Informat. Este o campanie pe care asociația noastră o desfășoară în parteneriat cu două deconcentrate, cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și cu ISJ. Practic, în ce constă această campanie? Informarea elevilor din Constanța cu privire la drepturile pe care aceștia le au. Deci o campanie al elevilor, practic. Exact, o campanie de informare. Noi am observat, avem date obținute în urma unui studiu științific, barometrul respectării drepturilor elevilor, avem o următoarea cifră, foarte gravă, din punctul meu de vedere. Unul din doi elevi din Constanța spun că își cunosc drepturile în mod parțial sau chiar deloc. Deci dacă unul din doi își cunosc drepturile foarte puțin sau deloc, înseamnă că avem o problemă. Un elev nu își poate apăra drepturile, nu putem avea în școli elevi care să se lupte pentru drepturile lor, care să ceară să li se respecte drepturile de elevi și mă refer la drepturile educaționale care impun, de exemplu, un mediu școlar în care se poate exprima liberi, un mediu școlar cu mobilier care să respecte anumite norme, un mediu școlar în care să nu învețe un număr de elevi mai mare decât cel prevăzut de lege, un mediu școlar în care să se pună accent, educația să fie centrată pe elev. Deci, haideți să ne uităm un pic, mă refer acum la drepturile educaționale, nu mai zic de drepturile ce țin de, nu știu, neconfiscarea bunurilor, în special a telefonului, permiterea accesului unității de învățământ, chiar dacă nu poartă un semn distinctiv, deci chestii de bază pentru care noi sau încă... Sau să mi se pună absență dacă el e în clasă? Am mai văzut și astfel aici, de situații. Aici deja vorbim de fals intelectual și e o infracțiune. Prezentarea unei situații ca fiind adevărată când ea este neadevărată. Deci, ca să mă întorc un pic, nu putem avea elevi care să lupte pentru drepturile lor, elevi care să ceară o schimbare în semnul de educație. Dacă nu-și cunosc drepturile, este primul pas. Nu poți să ceri ceva dacă tu nu știi ce să ceri. Corect. Și prin această campanie ne propunem, atât în social media, cât și la firul ierbii, în școli să avem, în primul rând, informări prin panouri în care elevii să aibă afișate drepturile pe care aceștia le au, afișe făcute într-un mod prietenos și cu imagini, sunt infografice, dar și discuții cu elevii vor fi în școli. Această campanie este susținută de DJST prin asigurarea materialelor. Ei finanțează, practic, tot ce înseamnă materiale pentru aceste panouri, afișe și flyere. Ei suportă costul. Iar ISJ Constanța este partener prin faptul că a solicitat unităților de învățământ să permită afișarea acestor panouri. Deci, efectiv, nu vom mai merge la mica înțelegere cu directorul. Acum avem sprijinul ISJ și o hârtie prin care... Un lucru care, de altfel, oricum directorii ar fi fost obligați să permită acest lucru. Pentru, da. pentru că avem un statutul elevului... Mai că la noi s-a obișnuit, mai ales în Constanța, e stilul ăla. Dacă nu vine avizul și aprobarea de la inspectorat, eu nu face. Vă zic acum, de exemplu, ce ne-a spus și colegilor mei ieri la ședința pe care am avut-o. Elevii au obligația elevilor, conform statutului elevului, obligația de a cunoaște și respecta statutul elevului. Bun, deci dacă tu ca elev ai obligația de a cunoaște și respecta statutul elevului, de ce eu ca școală să nu-ți permit să pui niște afișe prin care elevii să cunoască ceea ce sunt obligați să respecte? Deci, răspunsul, întrebarea aceasta nici nu ar trebui să existe. Este o lipsă de logică. Dar am avut cazuri în care nu vi s-a de permis. Licee care nu s-a permis, că am mai avut niște afișe până să le facă DJST pe acestea noi, în care nu s-a permis
să le lipim în școli. Și a fost nevoie ca inspectorul general să vorbească la acel liceu. Ah, bun. Nu-i dau numele, este un liceu din afara municipiului. Prefer să nu-i dau numele pe post. Da, am rămas cu metehnele astea comuniste, din păcate. În condițiile în care era vorba de o simplă informare a elevilor cu privire la drepturile pe care le au. Încă trăim în acea mentalitate în care de ce elevii au drepturi? De ce elevii să-și cunoască drepturile? Ce, sunt parte... și sunt membrii acestei societăți. Ei sunt parteneri egali în actul educațional? Așa ar trebui. Da, așa e un ar trebui. Ar trebui, e un condițional optativ. Așa spunem și păcate. Noi. Da. Bun. Deci, proiectul acesta în ceea ce privește transportul interjudețean încă e la dospit din 1 august, văd că, să sperăm că poate în noiembrie o să-l vedem și pe ordinea de zi al Consiliului Județean Constanța. Pentru subiectul pauzei avem toleranță zero. Pentru subiectul pauză aveți voi toleranță zero, dar să vedem ce se va întâmpla. Așa s-a întâmplat și am spus chestia asta și cu alte ocazii. Primul răspuns când am cerut transport local în comun redus a fost nu avem bani. Primul răspuns când am cerut burse pentru elevi în municipiul Constanța, chiar și în județ, a fost nu avem bani. Primul răspuns pe care l-am primit în cazul manualelor a fost nu avem bani. Deci voi deja v-ați obișnuit cu răspuns. Primul răspuns pe care l-am primit în cazul PALDE este nu avem bani. Totul se rezumă la bani, văd că. Deși vorbim despre educație. Educație care... După nu avem bani... Trebuie să fie prioritatea tuturor sau e declarativ prioritatea tuturor. Declarativ în acte. Da. După nu avem bani, urmează nu vrem și urmează respectarea legii când noi deja apelăm la forța de coerciție. Dar sperăm să nu ajungem aici. Dumnezeule, dar chiar așa trebuie totdeauna să se vadă cât de rezistenți sunteți, că mi am senzația că mi se testează rezistența. Da, la stres. Nu neapărat la stres, dar probabil că se gândesc că dacă insistați și vedeți că răspunsul e același, vezi ce da. Numai că experiențele din anii precedenți ar trebui să-i convingă pe cei care sunt opozanți la ceea ce doriți voi, că nu renunțați și nu vă sfiiți să apelați la instanță. În momentul în care voi ați apelat prima oară la instanță, toată presa și centrală și locală a avuit, pentru că nimeni nu se aștepta o asociație de elevi să îndrăznească să cheme în instanță primăria municipiului Constanța. Când un elev de 17 ani și un elev de 15 ani, eu și colegul meu Eduard Burghelia, care era atunci președintele asociației, au depus o plângere penală pentru Radu Mazăre la DNA. Când am mers la DNA și a depus plângerea penală, a fost transmisă în direct depunerea plângerii penale de către trei televiziuni naționale. Pentru asta că era un breaking news. Da, era într-adevăr un breaking news. Oricum, legat de problema PALDE, vreau să mai adaug un lucru. Te rog. Nu vreau să ajungem, sincer nu vreau să ajungem la momentul în care se va întâmpla o nenorocire și abia atunci la nivel local se va înțelege nevoia de a asigura plata școlilor. Nu vreau să ajungem să se întâmple ca în 2015 la Vâlcea, unde un elev a fost înjunghiat, sau ca la Galați în 2016, unde un elev a fost omorât cu o piatră în curtea școlii, ambele incidente, sau la Pitești. Să sperăm că nu. Și abia după ce se întâmplă această nenorocire, primăria să înțeleagă nevoia asigurării patei. Nu vreau, sincer, ca un coleg de-al meu să fie victimă a unei nenorociri și abia apoi administrația locală din Constanța să înțeleagă de ce trebuie să asigure pază. Pentru că atunci va fi responsabilă moral. Ciudat este că toți oamenii aceștia, toți acești dezidenți, sunt la rândul lor părinți și majoritatea au copii care au statutul acesta de elev. E greu. Gândiți-vă... Dar, în același timp, recunosc, cred că atitudinea aceasta lor este explicabilă prin faptul că majoritatea unităților de învățământ apelează la firmă privată pe care o suportă asociația de părinți. Avem două variante legate în municipiul Constanța de pază. Avem acele școli care asigură pază din banii părinților, care sunt majoritare. Exact. Dar avem și școli care nu au pază. Păi au două nume de licee care nu au pază, Blaga și Călinescu. Asta la prima vedere. Mai sunt și multe altele. V-am dat două nume care m-au venit în cap așa, fracțiune de secundă. Blaga și Călinescu. N-au pază. Și amândouă sunt în zone nu tocmai considerate legate de zone. Da. Oricum, e vorba de asigurarea patei pentru niște elevi. La Blaga, de exemplu, învață clasele 1-12. Elevi de 6-7 ani. Perfect. Deci, nu vreau să se întâmple o nenorocire, pentru că atunci, vă zic sincer, toți consilierii locali și primarul municipiului Constanța și viceprimarii vor fi responsabili moral. Da, și o să le pese mai mult de o grămadă. Mai avem 10 minute din emisiune și nu vreau să trecem cu vederea faptul că voi, pe lângă faptul că încercați să vi se respecte niște drepturi prevăzute de normative în vigoare, ați desfășurat și altfel de acțiuni. Una, ne-ai amintit-o mai devreme, se referă la prezentarea
statutul elevilor și cunoașterea de către toți elevii a drepturilor și obligațiilor de potrivă pe care le au conform acestui statut. Dar în același timp am văzut că și mi-a plăcut. Cred că de vreo 2 ani, sper să nu greșesc. Da, anul trecut, dacă vreți. Deci asta e a doua ediție, practic. Ați demarat o campanie, o acțiune intitulată ABC-ul carierei. Da. Detaliile vreau să mi le dai tu și mai ales vreau să-mi spui cât de importantă, cât de atractivă este această acțiune a voastră în rândul colegilor tăi. Ideea ABC-ului carierei a pornit în întâlnirea în care am pregătit strategia mandatului anterior, în Vision Camp-ul pentru mandatul anterior, unde ne-am gândit ce putem face noi pentru a veni cu un răspuns la lipsa consilierii și orientării profesionale din școli. Da, deci, e o mare problemă că elevii sunt a 11-a, 12-a chiar și nu știu în ce parte să o ia. Și mergem pe două paliere. În primul și în primul rând la nivel, cum am obișnuit pe toată lumea, la nivel legislativ, pentru a ne asigura că vom avea în viitorul plan cadru pentru liceu ore de consiliere și pregătire și orientare vocațională, că vom avea consilieri școlari la mai puțin de 2000 de elevi cum este în prezent, un consilier școlar la 2000 de elevi. Deci, da, eu nu știu dacă ar fi rațional și ar fi normal. Am cerut unul la 800 de elevi și chiar și așa este mult. Da, normal, în primul rând, dar aceștia ar trebui să lucreze cu cei din anii terminali, clasele 8-a, 12-a. Unul la 800 este acum în lege. Deci unul la 800 este o prevedere legală care nu se respectă. Ca să clarificăm, noi în România avem legi bune. Dar nu le punem în practică. Noi, dacă vrem să facem ceva în educație, ca să schimbăm în bine educația, trebuie în primul rând să respectăm legile. Dacă am respectat legile de la acordarea celui 6% din PIB și continuăm cu celelalte. Legile sunt atât de bune că dacă le-am respectat, am avut un sistem excelent. Dacă. Bun, revenind. Pe lângă partea asta, ne-am gândit foarte mult și am ajuns la concluzia că este util să mergem și noi în școli, să venim în sprijinul elevilor. Și nu ascund faptul că și pentru noi este util, că mergem la firul ierbii în județul Constanța, în toate localitățile și vedem pulsul pe care îl are educația la nivel rural. Am mers anul acesta, în ultimele 3 săptămâni, colegii mei care s-au ocupat de acest eveniment au mers în 8 localități, județul Constanța, municipiul Constanța și încă 7 localități, unde peste 1000 de elevi au fost participanți în proiectul ABC-ul carierei. Au avut în fața lor profesioniști din diverse domenii, de la actori, istorici, medici, avocați, jurnaliști, ingineri, care le-au vorbit despre profesiile acestora și le-au oferit sfaturi despre traseul pe care îl pot avea în carieră. Sunt interesante sau dovedite a fi feedback-ul pe care l-am primit, în primul rând ne provoacă o mândrie, dar pe de altă parte ne obligă, noblesse oblige, ne obligă să continuăm acest proiect, ba chiar să-l aducem la un alt standard. Să aibă loc la o frecventă mai mare de timp, la o frecventă mai mică de timp, astfel încât să nu mai aibă loc o dată pe an în toamnă, să fie mult mai dese aceste acțiuni din localități, dar să mergem și în școli la firul ierbii, deci fix în școli, nu doar în localități, să mergem în mai multe localități din județ. Noi am încercat să acoperim tot județul, am ajuns în Hârșova, Negru Vodă, Mangalia, Megidia, Cobadine, Forie, Cogălnicianu și de asemenea să avem un număr mult mai mare de beneficiari. La Cogălnicianu, de exemplu, s-a umplut sala centrului de tineret, au fost 250 de participanți. Pentru că Cogălnicianu este un număr mare, la Negru Vodă 200. La Constanța, efectiv, la Cityplex Tomis Bol, unde a avut loc evenimentul, în sală au intrat mai mult decât capacitatea sălii, stăteau pe jos elevii. La un moment dat a trebuit să spunem stop, nu se mai intră în sală. Pentru că ne era și nouă frică de cât de mult putem să umplăm capacitatea sălii, în caz că se întâmplă ceva. Da. Ideea v-a venit tocmai în urma discuțiilor purtate de colegii tăi, în care ai constatat că nu prea știu ce ar vrea să facă cu viața lor? Când primesc această întrebare, dau exemplu unei postări pe care am văzut-o pe Facebook vara trecută, în care o fată absolventă de liceu a întrebat dacă să dea la geografie. Și a primit un comentariu în care îi se spunea nu că e greu, dar hai la drept că vin și eu. A, păi dacă vii tu, hai că vin și eu. A, bun așa. Deci cam așa își descrie eu orientarea vocațională pe care școala o oferă. Ce ar trebui să facă în sensul ăsta concret? Pentru că voi, practic, acțiunea voastră este o picătură într-un ocean. Este o picătură într-un ocean. Este practic un bandaj pe care îl putem pune. Voi cum v-ați fi dorit să se întâmple în școli? În primul și în primul rând, de consiliere. În primul și în primul rând, elevii trebuie să treacă printr-un proces amplu
prin care să se vadă ce își doresc, la ce sunt buni. În primul rând, dacă vrei să faci ceva care să-ți placă, trebuie să fii ceva la care să, pe care să-l faci cu plăcere. Exact, da. Trebuie să faci cu plăcere. Dacă vrei să fii bun la ceva, trebuie să-l faci cu plăcere. Să-ți placă acel lucru, dacă vrei să excelezi. Nu să mergi, cum este cazul elevilor din Constanța, dacă nu știu unde vor să meargă, băieții în special, mergi la marină. Pentru că suntem din Constanța. Aia e ultima, da. Dacă nu știi ce vrei să faci. Efectiv, trebuie ca școala, încă de când elevul este, este la început, încă din clasele tu mici. Tu din clasa a șaptea ți-ai dorit să dai la drept și vei da la drept. Da, bun. La tine da. De unde a pornit asta? La mine a pornit din prisma faptului că... Pentru că bănuiesc unde la școală. Din prisma faptului că eu am și avut tangente cu acest domeniu. Sistem juridic. Eu în clasa a opta îi făceam o plângere penală inspectorului general, că nu conflict de interese. Adică... Am înțeles. Deci, practic, nevoia asta și faptul că pe tine te-a ajutat ca și președintele Asociației de Elevilor. Da, de... faptul că am avut tangențe și în procesele pe care le avem, de exemplu, cu primăria Merene avem un proces pe comunicare informației de interes public, că nu ne-au răspuns la o cerere. Pe 22 noiembrie avem termen și o să merg să pledez în fața Tribunalului Constanța. Stai puțin, că au avut alegeri, acum doar și-au ales Consiliul Local. Da, să fie sănătoși. Câțiva oameni în primărie, să deci e o problemă acolo, da. A fost primarul la modul, eu centrez, eu dau cu capul, cam la stilul ăsta a fost. Da. De la bun. Alegeri încoace. Probabil de acum se vor schimba lucrurile. Așteptăm să vedem la termen. Da. Asta vreau să subliniez. În momentul am fost în situația de a pleda deci pentru asociația instanță. Deci tu ai avut, practic, ai avut posibilitatea să-ți descoperi vocația asta, practic. Da, dar da, majoritatea n-au posibilitatea de a-și descoperi vocația. Da, da, vă zic sincer că din moment ce îmi plăcea eu în clasa 7, m-am dus într-o sală de judecată, deși n-aveam voie. În mod normal, ca să ții la un proces, o să ai minim 18 ani. Eu în a 7-a sau în a 8-a, nu mai țin minte, sigur, am mers la Tribunalul Constanța într-o sală de judecată. Am intrat acasă, văd cum arată un proces. Mi s-a pus mie pat într-o dimineață. În schimb, ceilalți colegi ai tăi, cum aș putea să-și descopere? În primul și în primul rând, trebuie ca, de când sunt mici, școala să evalueze partea aceasta emoțională a elevului, să vadă la ce este bun, ce își dorește el să facă. Noi nu punem accent în România pe ce vrea elevul. Nu, se întâmplă și trebuie să confirmați acest lucru, cred, ca în general părinții să fie cei care incubă elevului, care impune elevului. Da, sau încearcă să-l ducă și acolo, și acolo, și acolo, în ideea că poate își descoperă valențele. Da. Problema pornește din gimnaziu, pentru că elevii își aleg profilul liceului după ureche. Da. Adică sunt sau elevi... mulți merg după ăla e liceu bun, ăla e liceu exact, bun. Sunt elevi care n-au nicio treabă cu partea reală, dar vor la Ovidius Mircea Traian, Ovidius Mircea, care au doar clase de real. Da. Chiar dacă ei n-au nicio treabă cu partea reală, dar vor la liceul ăla. Sau sunt elevi care merg la UMAM pentru a scăpa de matematică. Și asta e drept, da. Deci pur și simplu. Sau am auzit elevi de clasa 12 care spuneau, da, m-aș duce să fac o facultate, dar să n-aibă matematică, să n-aibă nu știu. Deci era foarte greu să faci o combinație, da. Să găsești o sunt elevi, facultate care sunt iar elevi care aleg învățământul vocațional, învățământul profesional și tehnic ca ultimă opțiune. În România noi nu avem promovarea învățământului dual, învățământului tehnic, tehnologic, ca fiind un lucru bun. Noi îl considerăm paria. Da, din păcate. Se spune, mie mi se spunea în gimnaziu, la orele de română, că dacă nu înveți, vei ajunge la, tehnologic. Deci ca și cum acolo era ultima... Da. Da, în condițiile în care noi nu promovăm acest lucru. În mod normal, învățământul dual ar trebui să fie o perspectivă pe care elevul să o ia în calcul dacă este bun la așa ceva. Lucru pe care se vede în cadrul orelor de consiliere și orientare. Din clasa 5-a, ca să nu zic din clasa 1-a, cum este în țările occidentale precum Germania, elevul să aibă un portofoliu la consilierul școlar unde să fie acolo, filă cu filă. Să sperăm că poate până vor ajunge copiii tăi la școală se vor schimba lucrurile și în educație sau, de ce nu, poate încet, încet cu... asociația ta, cu alte asociații din țară și cu cei pe care îi vei lăsa în urma ta să conducă această asociație, lucrurile în educație, cel puțin la nivelul județului Constanța, se vor schimba în bine. Mulțumesc mult pentru participare, Alex. Mulțumesc și eu. Succes în continuare și cu siguranță până se termină anul școlar și poate cine știe, poate chiar anul acesta calendaristic, ne vom mai revedea. Ne vom mai revedea cu siguranță. Succes în tot ce v-ați propus. Încheiem aici ediția în această seară. Ne revedem și mâine, aceeași oră 20:30 cu un reprezentant al altui domeniu, dar subiectul și invitatul le veți afla mâine la 20:30. Până atunci vă doresc tuturor o seară cât mai plăcută. La revedere!